Să rămână, salut, bine ați venit. Ce ați făcut, mă, copii, cum fac bătrânii? Ce a fost, mă, mintea voastră? Cum să faceți voi așa? Să ne faceți nouă așa una ca asta? V-am dat dureri de cap. Da. Nouă, dar mai ales fanilor voștri înrăiți, care nu acceptă, iată. Adică e ceva atipic. E ceva atipic de salutat și de felicitat. Deși în momentele astea felicitările nu și-au rost. Adică, dar înțelege. Faptul că, faptul că puteți face trecerea asta în asemenea fel, bă, jos pălăria față de ce am văzut noi aici. E important de știut faptul că noi am fost întâi prieteni. Noi ne-am cunoscut pe platurile de filmare, ne-am împrietenit, eram gașcă mare, da, normal. Știți, cu toții. Și asta ne-a ajutat foarte mult. În primul rând am clădit această relație de prietenie și... Exact cum am spus și în filmulețul, când am anunțat că ne-am despărțit, cum nu o să putem dărâma niciodată ce am construit în ăștia 9 ani de relație, nu putem să dărâmăm nici ce am construit înainte de acești 9 ani de relație. Corect. Și atunci, da, poate că sună imposibil să zici, mamă, cum să mai fii prieten cu persoana respectivă după o despărțire, mai ales după 9 ani? Uite că se poate, e un lucru pe care, da, ni l-a confirmat și Răzvan astăzi când am fost la Neața. Se întâmplă, da, sunt cazuri atipice, așa cum spuneai, dar se întâmplă, ele există, sunt posibile, dar normal, depinde de om. Nu sunteți nici primii, nici ultimii, sunt rare, într-adevăr. Și ne bucurăm să fie și cazul nostru. Da, și e foarte, foarte important să nu vă duceți într-o zonă gri de scandal și de... Nu cred că sunteți construiți așa, dar te duce viața fără să vrei, știi? Da, din păcate, dar nu suntem construiți așa și nici nu cred că am putea să ne mai respectăm unul pe celălalt dacă am ajunge la așa ceva, ceea ce, nu știu, e... În relația ce, noastră, respectul evita, a fost foarte important. Ce, da, așa este. Dar nu puteți evita amestecul terților, ca să zic așa. Terții însemnând presa. În scurt timp, sau într-o unitate de timp, habar n-am ce aveți voi de gând, fiecare își va găsi un alt partener sau va dori să-și refacă viața. Apropo de asta, vreau să spun ce amuzant. Da, și atunci presa va veni, uite cu cine, ea e vinovată pentru, el e vinovat pentru. Știi? Suntem pregătiți. Și te duci fără să vrei într-o zonă a incertitudinii. Ceva să spun, chiar mă gândeam, eu acum, na, momentan stau la Sormea și vorbeam cu ea, ieșisem să cumpărăm ceva de la magazin și spuneam, mă, stai mai departe de mine, că tare mie că ne face cineva poză și o să zic, aha, deci da, asta Vlad German, și zic, băi, e Sormea. Da. Am citit foarte atent declarațiile voastre și cred în ele, 9 ani de zile n-a existat nicio a treia persoană. Dacă ar fi existat, n-aș fi putut avea această relație acum. Mă, eu spun o chestie. Te rog, eu voiam să spun referitor la ce ai spus tu despre presă. Cumva noi în lumea asta am crescut, în lumea asta am început și ne-am niciodată asumat... Niciodată nu ești pregătită, crede-mă. Ne-am asumat de la început că presa face parte din viața noastră. Da, într-un fel sau altul. Dar depinde de noi cum comunicăm mai departe. Absolut. Și atunci de asta ni se pare foarte important și pentru oamenii care ne-au susținut de-a lungul timpului în carierele noastre să fim cât mai sinceri și transparenți, pentru că atâta timp cât noi suntem bine în momentul ăsta și vrem să fim prieteni și vrem să ne avem spatele unul celuilalt, ni se pare normal să și promovăm asta, pentru că până la urmă oamenii ne-au urmărit atâta timp pentru povestea noastră frumoasă de dragoste și pentru respectul pe care ni l-am purtat și gesturile frumoase pe care le-am făcut publice, și atunci mi se pare normal, ni s-a părut normal amândurora să prezentăm și partea asta. Bă, uite ce se întâmplă și după. Oamenii, publicul au nevoie de povești frumoase. Să spuneți mersi că v-au spus pe nume în presă, că eu mă așteptam să scrie că s-a despărțit Vasluianu, că eu sunt de 9 ani cu o fată pe care o cheamă Livia și în continuare plec în vacanță cu Lavinia. Se poate adică, și mai rău. Da, se poate mult mai rău. Și cum îți ajung banii pentru amândouă? Și o să divorțez de Livia pentru că înșel cu Lavinia. O să vezi tu ce-ți face presa. Da, și rămân cu Iulia. Este exact. Este foarte important și cum v-ați comporta voi în timpul relației cu presa, știi? Pentru că de multe ori sunt oameni și cei din presă, sau mă rog, cei care vă așteaptă la cotitură, știi? Și în funcție de cum v-ați comportat înainte, acum le vine lor apa la moară și... Noi vrem, dar, să mă rog, credem că ne-am comportat frumos acum. Da, nu cred că... că dacă ne poartă cineva pică, să știe că nu a fost intenționat. Sau dacă ne poartă, o să vedem în curând. Deși sunteți veseli, ruptura este dureroasă pentru fiecare dintre normal, voi. Înțeleg că mergeți, apelați la ajutor de specialitate, la psiholog. Da, mergem amândoi la psiholog. Nu era poate o idee bună să mergeți înainte de
de ruptură la un psiholog de cuplu? Da. Bună întrebare. Bună întrebare. Că era mult mai ieftin, că plăteați pe doi. Făcea și pe jumate. Făcea și pe jumate factura. Ce ziceți? Ar putea fi o propunere? Ar fi o propunere. Nu. Cum, na, nu mai dăm înapoi. Acum ne facem de râs cu oamenii. Bine, nu știu. Ne-am zis că eu cred că niciodată în situațiile astea ambițiile nu sunt bune. Dacă simțiți că ar mai fi ceva de salvat. În niciun caz. Ideea e că noi în momentul în care am hotărât să punem punct poveștii noastre împreună ca iubiți, am întors-o pe toate părțile și am cântărit-o în toate felurile și fiecare și-a spus ofurile, frustrările, nemulțumirile. Am pus în balanță și lucrurile bune ca să vedem, bă, poate contează mai mult. Că uite, în măsura în care puteți să spuneți, pentru că este o declarație a voastră în care spuneți asta este cel mai bine pentru noi acum. De ce ar fi cel mai bine o despărțire? Adică, care au fost lucrurile peste care n-ați putut să treceți? Au devenit chiar un zid atât de înalt încât să nu-l mai escaladați împreună? Eu cred, dacă mă întreb pe mine, dar e un lucru pe care l-am și discutat de altfel. Într-adevăr, dacă stai să le pui cap la cap și să analizezi, chiar dacă noi am militat și în continuare sunt convins că nu contează neapărat vârsta, eu cred că e vorba aici de un timing. Adică în sensul în care, într-adevăr, eram foarte tineri atunci când am început această poveste și sunt lucruri, sunt evoluții, sunt etape pe care le-am mars în viețile noastre, eu cel puțin, dacă tot ai vorbit de faptul că, într-adevăr, mergem la psiholog, ajunsesem să nu mă mai iubesc pe mine. Da? Nu e atât de grav, stați liniștiți, da. Nu e atât de rău. Da. Ideea e că neiubindu-te pe tine, e mai complicat să mai iubești oamenii din jur. Avea ea vină? Nu. Nu, niciun caz. Să înțeleg că tu ai fost cel care a deschis discuția? Nu, eu am deschis discuția. Dar am fost pe aceeași pagină. Da, m-am gândit că poate a ars mult prea repede relația stând foarte mult timp împreună, știi? Da, și într-adevăr, din păcate, a contat anul 2020. Nu dăm vina pe el, nu spunem că dacă nu ar fi fost pandemia... Eu dau vina rău pe el, da. Da, și noi, dar poate că s-ar fi întâmplat peste 2 ani. Uh-huh. Eu tot cred că s-ar fi ajuns oricum în punctul ăsta. Dar clar, perioada aia a fost sinistră, da. Pentru că nu mai puteam să facem nimic. Eu, într-adevăr, recunosc mama... Da, unii oameni s-au regăsit în anul ăsta, tocmai că au stat... Probabil că voi a stat prea mult înainte. Da, păi a fost foarte amuzant așa, dacă vreți să vă dăm o povestioară nouă și pe care n-am spus-o nimănui. Ce, că mă joc, că m-am jucat prea mult? Sau? Asta oricum ai făcut. Nu-i băga. Ceva, orice. Deci nu știu ce să zic, nu deschidem acest subiect, că ne supărăm. Mă rog. Am înțeles. Oamenii au muncit la platformele alea. Nu, asta nu contestă nimeni. Apropo de poveștioare, așa, da. Pe 26 ianuarie, când Vlad deja, nu mai știu, te mutasei deja, da. Am primit un apel video, întâi el și după aia eu, de la prietenul nostru Bubu Cernea, care ne-a sunat cu video să ne arate inelul de pe degetul iubitei lui, pe care tocmai o ceruse de soție. El neștiind. Nu anunțasem pe nimeni, în afară de familia apropiată, nu știa nimeni atunci. Și a fost așa un moment, mi-au dat lacrimile și după și-au dat și ei seama că de fapt, lacrimile noastre nu erau chiar de fericire pentru ei, dar după ce i-am anunțat ce Vlad a și recunoscut că cel mai greu, unul dintre cele mai grele momente e legat cumva de lipsa inelului de logodnă de pe mâna. Mă rog, mâna toată povestea cu inelul a fost și e în continuare demnă de povestit nepoților, pentru că mi s-a părut, au fost atâtea stângăcii care au făcut ca momentul ăla să fie unul impresionant și memorabil. Dar da, știam. Apropo, am găsit filmulețul pe care l-ai făcut, ți-minte că ai pus tu telefonul Dacă vă împăcați în seara asta. Dar eu deja mă uit la ei. Plec în patul strengarului, dar n-am mai făcut și eu o faptă bună. Niciodată să nu spui niciodată. Adică nu zice nimeni că e
pe viață. Eu mă gândeam așa, nu neapărat ca sfat, doar o gândire de un bătrân. Dacă amândoi sunteți în halul ăsta de tamponați, de ajungeți pe la psiholog, ai momente de cădere când vezi că nu mai are iner, nu știu ce, nu era poate o variantă să stați împreună până în momentul în care despărțirea nu v-ar fi produs durere? Mai există? Și poate nu a se ajungea la despărțire, știi? Pentru că e clar că dacă voi suferiți acum, nu trebuia să vă despărțiți. Eu nu cred că este o variantă. Din asta e profundă. Ne-a luat să zicem că suntem la terapeut aici. Nu, întreb și eu. Seamănă cu întrebări. Da. Am o burtă dublă decât a voastră, probabil. Ideea e că noi, de-a lungul timpului, am mai avut discuții pe toate temele la care am ajuns până la urmă și în această ultimă discuție și finală. Adică eu simt că vă e frică, scuză-mă că te întreb, o să mă înjur. Da. Simt că vă e frică să n-ajungeți în punctul în care să vă aruncați sudalme unul altuia, nu? Exact. Și atunci, domne, decât să stricăm o poveste frumoasă, Dar poate nu se ajunge în punctul ăla. Dar poate nu. Știi cum e? Viața te duce pe niște drumuri. Am mai întâlnit spaima asta. Băi, hai să ne despărțim cât ne e bine. Și nu e ok. Da, pentru că știm noi sigur că nu o să meargă și o să ajungem să ne înjurăm, să ne porcăim, să nu știu ce. Poate nu se ajunge acolo, știi? Adică hai să mergeți cât mai aproape de momentul ăla și vedeți atunci. De asta am spus că în momentul de față asta e alegerea cea mai potrivită pentru amândoi individual. La fel am spus și că niciodată să nu spunem niciodată. Nu știm ce se va întâmpla în an de zile. Tocmai de asta am și preferat să punem punct acum, cât ne înțelegem bine și încă avem sentimente unul pentru celălalt, pentru că dacă există șansa peste ani, nu știu, ne sincronizăm și ne dăm seama că suntem făcuți unul pentru celălalt. Dar noi dacă nu vrem să o numim pe de altă așa, parte, dacă nu te rup de tot, nu te poți duce în altă poveste. Și nu poți cu adevărat să treci peste și să înveți lecțiile pe care le-ai de învățat. Eu acum spun un lucru și e clar, e dovedit deja pentru mine. Momentul ăsta e foarte, foarte important și e foarte benefic pentru că am 28 de ani. Mulțumesc. Și până la vârsta asta, ce-i drept, eu am plecat din casa mamei mele, din casa părinților, am plecat în casa doamnei Ruxandra Ion, care mi-a fost și mie în continuare mamă. Pe care ocupăm, că probabil se uită la noi. Normal, e cu ochii pe voi. Ochii ca pe butelie. Exact. Și, într-adevăr, nu pot, adică, pot să spun că am fost protejați întotdeauna, amândoi, dar acum mă refer doar la mine, am fost protejat. Faptul că acum am ieșit în lume și am scos capul la suprafață și așa, e puțin înspăimântător și mi se pare că sunt într-o junglă, deși, știu, sună aberant, că am 28 de ani și spun asta. Dar în momentul ăsta mă mut în chirie. E așa un nou început. Osul ăsta al capului cad într-o găoace, așa cum spui tu, ca puiul din ou. E posibil să te fi derutat în asemenea hal încât să nu mai vezi pădurea de copaci, să nu mai vezi pe ea ca fiind partenera ta ideală de viață? Nu. Și asta să fi dus la ruptură? Nu, 100% nu. Nu. Doar că spun ce, așa, ca o concluzie a despărțirii acestea, chiar sunt lucruri care se întâmplă și poate se întâmplă cu un motiv și sunt spre binele meu și sunt pentru vindecarea asta și pentru a mă descoperi pe mine, poate o să încep să mă iubesc mai mult, să mă apreciez. Vreau să fac lucruri noi, de asta m-am și apucat așa de vlog, mă rog, postez săptămânal, sâmbătă. Sunt lucruri pe care probabil la un moment dat mi le-am propus, dar din comoditate am zis, las că... Da, repet, te-am întrebat și mai devreme, faptul că doar așa te poți descoperi pe tine, arunci fără să vrei o umbră nepotrivită asupra Cristinei, adică lângă ea n-ai fi putut să te descoperi, lângă ea n-ai fi putut să te iubești, lângă ea n-ai fi putut să te apreciezi, adică știu, sunt oameni care ar putea citi și printre rânduri chestia asta. Acum, Dane, știi cum e, până la urmă nu poți să-i împaci. Nu poți să-i împaci. De-aia te și întreb ca să încercăm să lămurim, știi, cât mai multe. Bine, și varianta asta e valabilă, cea în care dintr-un moment rău încerci să scoți ce e mai bun și acum, din momentul ăsta despărțirii încearcă să se ridice la suprafață și să... Repet, mie așa îmi sună, domne, cât stăteam în relația asta, eu nu mai puteam să am grijă de mine, părea o sufocare. Era vorba de nu mai puteam. Nu. Era atât de bine încât și atât de comod. Și te atât duceai de... ca pisica pe burlan pe bine. Exact, era totul roz. Nu mai vreau nimic, îmi place așa. Nu, eu mai fac nimic, că sunt bine deci așa cum se poate spune că o despărțire de prea mult bine, știi? Da, bună asta.